Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Unghii de Vedere. Sunt Vecela Berbeca și împreună colegii mei, domnul Ion Tăbârță și domnul Anatol Țăranu, discutăm despre subiectele controversate, discutăm despre dezinformare și discutăm despre manipulare. Unul dintre subiectele importante pe care noi vrem să-l discutăm astăzi ține de importanța și rolul Comunității Statelor Independente pentru Republica Moldova. Această organizație, când vorbim despre Comunitatea Statelor Independente, a apărut imediat după actul de desființare a Uniunii Sovietice, ca practic imediat a apărut, și a fost creată ca o organizație care avea roluri foarte noble. Dacă ne uităm, vorbim despre principiile pe baza cărora a fost această organizație creată, renunțarea la forța militară între statele acestei organizații, vorba despre alt principiu, egalitatea în drepturile acestor a statelor care sunt membri acestei organizații, neamestecul în treburile interne, adică niște idei foarte importante pentru o organizație. Până la urmă, dacă ne uităm la rolul acestei structuri, putem spune că totuși este foarte controversată. Urmărind cum s-au derulat relațiile între statele membre ale CSI, credem, părerea mea este că această organizație cu timpul s-a transformat într-un fel de instrument de control și de influență a Federației Ruse asupra statelor membri ale acestei organizații. Ar trebui să spunem totuși, și este foarte important din punctul meu de vedere, că nu toate statele din fosta Uniune Sovietică au aderat la Comunitatea Statelor Independente. Mă refer în primul rând la statele baltice, care ulterior au devenit membri ale Uniunii Europene și NATO. Iar ulterior, din componența acestei structuri, au ieșit Georgia, mai recent Ucraina. Deci, observăm că în Republica Moldova, din când în când apare această temă, trebuie să fim membri a CSI, trebuie să ieșim din CSI. Domnul Țăranu, cum credeți, care este importanța și rolul acestei organizații pentru noi? Știți, mie îmi place o expresie pe care, din câte țin minte eu, pentru prima dată a folosit-o actualul președinte al Federației Ruse, Vladimir Putin. Este adevărat că această expresie ține de faza începătoare a mandatului lui de președinte, pe la începutul anilor 2000. A spus acest lucru. El a caracterizat CSI-ul ca o formulă de divorț civilizat între fostele republici sovietice. El a fost primul care a venit cu așa o formulă. Da, din câte țin minte, eu, lui aparține dreptul de autor asupra acestei sintagme. Da, și după toate probabilitățile, în această expresie există foarte mult adevăr. Fostele republici sovietice care erau închegate într-un sistem economic în cadrul Uniunii Sovietice, despre Uniunea Sovietică se vorbea despre o federație de state, în realitate era un stat extrem de centralizat, totul se decidea la Moscova și economia, interdependența economică între fostele republici sovietice era foarte puternică. Era nevoie de o organizație care le-ar fi permis fostelor republici sovietice, cel puțin din punct de vedere economic, să găsească o formulă de conviețuire și de ieșire cât de cât mai puțin dureroasă din acel sistem sovietic. CSI-ul trebuia să joace acest rol. La prima etapă, la etapa romantică a divorțului Republicii Sovietice, independente, a existat această iluzie că CSI-ul ar putea să fie o formă de Uniune Europeană a fostelor republici sovietice. Însă foarte repede, din momentul cum la Moscova au renăscut instinctele imperiale, din acel moment a devenit clar că CSI-ul nu are șanse să devină o formulă de conviețuire civilizată între foste republici sovietice, iar dominația Moscovei în această organizație a devenit una desăvârșită. Și până la urmă, CSI-ul de fapt s-a prefăcut într-o structură în care rolul Moscovei este covârșitor-hotărător, iar toate celelalte state țin de această organizație din diverse motive, dar motivul principal este influența Moscovei, influența majoră a Moscovei, care prin diverse metode economice, politice și militare face ca această organizație internațională sau interstatală să existe până în ziua de astăzi.
De fapt, acest termen divorț civilizat, noi acum deja cumva am uitat, dar era adus tot timpul în comparație cu dezmembrarea sângeroasă a Iugoslaviei. Iugoslavia s-a dezmembrat în anii 90 printr-un conflict sau prin războaie sângeroase, cu multe atrocități. Și pe lângă și totuși destrămarea Uniunii Sovietice a fost un proces contradictoriu. Da, mulți doreau anumite republici, în mod special republicile baltice, să iasă din fosta Uniunii Sovietice, dar și Republica Moldova, și Georgia, și alte republici. Dar totodată o bună parte din societatea sovietică și o bună parte chiar din interiorul acestor republici doreau să rămână sau să se păstreze în continuare Uniunea Sovietică. Era un tip de mental sau o realitate nouă. Mentalul colectiv avea nevoie să se deprindă la această nouă realitate. Ori CSI a dat iluzia, da, noi nu mai avem Uniunea Sovietică ca o entitate unică politică, dar avem acest spațiu CSI care, sub o formă sau alta, va păstra relațiile din fosta Uniunea Sovietică sau va păstra Uniunea Sovietică. La noi subiectul CSI era foarte acut în anii 90. Între timp s-a mai diluat. Domnul Țăran a fost membru în primul parlament, dumnealui mai în detalii poate să povestească cum subiectul ratificării acordului de aderare la CSI a fost unul, din câte știu eu, din motivele de bază a destrămării primului primului parlament. Și mai avem și un aspect care poate mai puțin s-a vorbit, însă un aspect personal. CSI-ul a fost o modalitate a lui Yeltsin de a-l înlătura politic de la putere pe Gorbaciov. Ca ulterior, folosindu-se de CSI ca instrument de dezmembrare sau de îndepărtare, înlăturare lui Gorbaciov, Federația Rusă s-a încercat, prin intermediul CSI-ului, să-și mențină influența geopolitică asupra republicilor sau fostelor republici sovietice. Aici este interesant și un alt aspect la care vreau să mă refer, și anume cum este pusă problema, că Moldova nu va supraviețui fără CSI și Rusia. Adică să înțelegem că Rusia, CSI înseamnă Rusia și Rusia înseamnă CSI. Dacă nu există CSI, nu există Rusia. Și în cazul dat, totuși, cred că ar fi trebuit delimitat problemele, fiindcă au fost făcute mai multe analize despre importanța CSI pentru Republica Moldova, despre rolul său. De fapt, Republica Moldova nu face parte de mai multe structuri care au fost create ulterior de alte state membre ale acestei organizații. Și de asta, cred că la un moment dat va trebui tot mai mult și mai mult să insistăm asupra problemei. Care sunt argumentele ca Republica Moldova să rămână în continuare parte a CSI și până unde va fi această apartenență la această organizație? Fiindcă eu cred, dar o să revenim ulterior la acest subiect mai târziu, că la un moment dat va trebui să punem problema ieșirii din această organizație. Știți, e bine să ne aducem aminte și de istorie. În 91, Mircea Snegura, în 1 decembrie, a semnat acord la Tașkent. La Almata. La Almata, da, mă scuzați, la Almata. A semnat acordul de aderare a Republicii Moldova la CSI, neavând asentimentul Parlamentului. Reîntorcându-se la Chișinău și încercând să treacă, fiindcă această aderare... Eu îmi cer scuze, în urma unei vizite la Moscova și o discuție cu Yeltsin, tet-a-tet, în drum spre Almata. Da, este adevărat. Deci a fost o decizie cumva ilegală. El nu avea suportul Parlamentului, mandatul Parlamentului. Da. Și din acest punct, întorcându-se acasă, el a găsit o opoziție flagrantă în Parlament. Primul Parlament al Republicii Moldova nu a ratificat acest acord. Până în 94, până la venirea agrarienilor împreună cu socialiștii la guvernare, deci Republica Moldova nu era cu drepturi depline membru a CSI-ului, chiar dacă participa la diferite summit-uri și așa mai departe. Eu am fost ambasador la Moscova și eu foarte bine mi-aduc aminte despre summit-ul CSI, când veneau toți liderii fostelor republici sovietice. De fapt, majoritatea covârșitoare dintre ei, dar toți,
erau reprezentanții foștii nomenclatori sovietice și de partid. Cu excepția George Dahl, încă nu erau. George mai târziu. George a aderat puțin mai târziu. Da? Și tot a venit până la urmă Șevardnadze. Da. Și, deci, ei toți se adunau acolo la Moscova. Ei foarte bine se înțelegeau între ei. Vorbeau o limbă pe care o înțelegeau. Majoritatea dintre ei nu vorbeau engleză sau o altă limbă. Adică, ei erau cunoscuți încă de pe timpul cele sovietice și era o companie de aia, o campanie de aia unde ei se simțeau bine între ei. Asta era partea, hai să zicem așa, psihologică. Dar mai departe a fost o problemă. Aderarea Republicii Moldova la CSI de fapt a deturnat cursul de dezvoltare a statului nostru. Spre deosebire de Baltici, care categoric au refuzat aderarea la CSI prin asta, spunând, noi punem punct relațiilor noastre cu... Dar este tot o deosebire. Baltice au ieșit din Uniunea Sovietică în septembrie. În septembrie ieșirea lor a fost recunoscută chiar de către Uniunea Sovietică. Pentru că noi am avut apariția statelor prin scenariul desprinderii, cele trei state baltice în septembrie, și scenariul dizolvării, care după asta au apărut 12 state. Da, dar asta vorbea, inclusiv și în momentul acesta, vorbea despre faptul că balticii categoric nu acceptau trecutul sovietic. Ei se rupeau definitiv de acest trecut și vorbeau despre o alegere de civilizație pentru statele și societățile lor care nu ținea de sovietism. Pe când noi, aderând la CSI, de fapt, cumva am rămas în acest fief sovietic. Și sovietismul din noi, din Republica Moldova, n-a fost scos până în ziua de astăzi. Problemele majore cu care se confruntă societatea moldovenească este rezultatul acestei tradiții sovietice care n-a fost dezrădăcinată. Noi continuăm să rămânem prizonierii trecutului sovietic cu toate mitehnele lui, cu mentalul acesta colectivist care de fapt blochează dezvoltarea proprietății private în sensul adevărat acestui cuvânt. E puțin să anunți prin lege deci proprietatea privată. Este necesar ca în mentalul colectiv proprietatea privată să devină un factor care dezvoltă economia. În Republica Moldova acest lucru nu s-a întâmplat până în ziua de astăzi. Și asta se datorează, și cu asta termin, se datorează faptul că noi nu ne-am detașat de sovietism. Dar n-am făcut acest lucru, fiindcă o parte considerabilă a societății moldovenești era categoric împotriva românismului. Fiindcă era clar în ce direcție se va mișca Republica Moldova dacă se dezbaieră de sovietism. Și pentru a bloca reîntoarcerea noastră în spațiul nostru cultural, istoric, tradițional, CSI-ul a devenit o preliște pentru acest proces de renaștere națională în Republica Moldova. Chiar dacă am ieșit din Uniunea Sovietică mai târziu, nu ne obliga nimeni să devenim partea Uniunii acestei organizații și probabil a fi avut și alt curs al dezvoltării atunci când vorbim despre avantajele pe care ne-a adus această organizație sau dezavantajele. Problema este că, și domnul Țăranu a menționat, despre nomenclatura. Nomenclatura de atunci care, în mod special, a venit la conducerea Republicii Moldova după 1994 sau neocomuniștii agrarieni, ei nu înțelegeau altfel. Și nu înțelegeau alte direcții decât direcția estică, decât direcția fostei Uniunii Sovietice. Cu atât mai mult că în anii 90 încă nu exista vectorul european. Vectorul european, noi am vorbit, la început vorbim mai târziu, de la finele anilor 90. Atunci era est, CSI, Rusia, vest se asocia cu România. Și ne aducem aminte despre anumite narrative care intenționat se inoculau cu sens negativ referitor la România în societatea, sau mai degrabă se mențineau în societatea moldovenească. Ne aducem aminte despre imaginea României în perioada sovietică, în perioada comunistă. Și acum această nomenclatură, sub o anumită formă, menținea aceste narrative. Da, poate într-o versiune așa mai moale, și de aici versiunea că trebuie să fim al doua Elveție, că suntem stat neutru și așa mai departe. Însă esența a fost ca noi să rămânem în acel spațiu post-sovietic și din cauza că nomenclatura nu înțelegea cum altfel poate fi construit acest stat nou, Republica Moldova. Dar putem să spunem că, de fapt, CSI-ul a conservat
moldovenismul sovietic în Republica Moldova. Asta a fost una din funcțiile CSI-ului, care, desigur, că nu a fost gândită a priori, dar, de fapt, asta a dus la conservarea moldovenismului de tip sovietic, antiromânesc, în Republica Moldova, în baza CSI-ului. Dar, oricum, odată ce Republica Moldova a început să-și dezvolte relațiile cu Uniunea Europeană, tot mai des se vorbește despre oportunitatea aflării Republicii Moldova în această organizație. Vorbim despre avantajele pe care le avem în raport cu Uniunea Europeană, comparând cu ceea ce avem în raport cu CSI. Deci, cum am spus, sunt tot mai multe discuții despre importanța revizuirii relațiilor noastre în cadrul acestei organizații. Deja avem o parte a societății, care tot și partide politice, care cer ca Republica Moldova să abandoneze această organizație. Alții, dimpotrivă, spun că Republica Moldova trebuie să-și mențină relațiile cu această organizație, să fie parte în continuare. Iată, de exemplu, fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, într-un interviu pentru presa rusă, a declarat că Republica Moldova nu poate supraviețui fără CSI și fără Federația Rusă. Propun să vizionăm aceste declarații ale dânsului și un material pregătit de colegii noștri, după care venim în platou și discutăm mai multe despre avantajele sau dezavantajele aflării Republicii Moldova în cadrul acestei organizații. Republica Moldova nu va supraviețui din punct de vedere economic, social și energetic fără cooperarea cu CSI și Uniunea Economică Euroasiatică. O astfel de declarație a fost făcută recent de fostul președinte Igor Dodon într-un interviu pentru presa rusă. Întotdeauna am fost în favoarea extinderii cooperării cu CSI și Uniunea Economică Euroasiatică, a relațiilor strategice cu Rusia, pentru că fără aceasta țara noastră nu va supraviețui din punct de vedere economic, social și energetic. Această politică se desfășoară la dictatul cercurilor străine și este contrară intereselor țării, a mai punctat Dodon. În același context, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că ieșirea Republicii Moldova din Comunitatea Statelor Independente este un proces de durată, întrucât este vorba de mai multe acorduri cu alte state. Subiectul ar urma să fie negociat pe parcursul avansării pe calea europeană, dar nu este un subiect prioritar în acest moment, a menționat ambasadorul UE la Chișinău, Ianis Mazeix. In the past we have not had this situation. În trecut, noi nu am avut așa situație, deoarece toate statele care au aderat la Uniunea Europeană nu fusese până atunci membre ale Comunității Statelor Independente. Spunând asta, totuși, nu cred că este o urgență aici, o problemă urgentă care urmează să fie abordată urgent, deoarece cel mai probabil acestea vor fi lucruri care vor urma să fie examinate la etapa negocierilor, dar eu cred că la moment, cel puțin, nu este o urgență, nu este un subiect urgent care urmează să fie abordat la moment. De altfel, recent și noul ministru al economiei, Dumitru Alaiba, a punctat într-o postare pe o rețea de socializare că a venit timpul să ne despărțim definitiv de mizeria post-sovietică ce încă ne înconjoară. Potrivit oficialului, cu 15 ani în urmă, 70% din comerțul extern al Republicii Moldova era cu Rusia, CSI. Acum, indicatorii arată la fel, doar că antreprenorii s-au reorientat. Mai exact, 70% din produse sunt exportate spre piețele din Uniunea Europeană. Sunt foarte multe declarații care trebuie comentate. De exemplu, una din declarații pe care am reținut-o este că Republica Moldova se orientează spre alte state, având în vedere dictatul statelor străine, cercurilor străine, ceea ce mi se pare foarte ciudat, că până la urmă te orientezi în funcție de interese pe care ți le stabilești. Dar aș vrea un altă declarație să o discutăm a domnului ambasador, și anume faptul că odată ce vom avansa pe calea integrării europene, înțelegem că va trebui să punem în discuție apartenența Republicii Moldova la această organizație. Ceea ce înțelegem, am înțeles eu, că, bun, și noi cunoaștem, că nu putem să fim în același timp în două organizații, pe de o parte în Uniunea Europeană, iar pe de altă parte și în același timp în componența Comunității Statelor Independente. Da, și ce a spus domnul ambasador, că asta nu e pentru subiectele prioritare sau subiectele urgente. De urgență. Dar dacă noi vom avansa în dialogul nostru pro-european, atunci, într-adevăr, această întrebare va fi discutată și va trebui să luăm o anumită decizie. Dar care ar fi aceste temeri pe care ne fac pe noi, determină guvernanții, să nu pun în discuție ieșirea din componența acestei organizații? Ce ne face să stăm în componența Comunității Statelor Independente? Fiindcă dacă ne uităm
Cum această organizație a evoluat între timp? Care este rolul Federației Rusie în cadrul acestei organizații și influența asupra fostelor state sovietice? Vedem că nu totdeauna a fost foarte benefică și în avantajul, de exemplu, în cazul dat vorbim, Republica Moldova. Da, a fost împotriva intereselor Republicii Moldova. Noi în CSI avem acordul de liber schimb. Asta înseamnă că nu există vremi, nu există plăți, deci tot așa mai departe. De taxe, da. Diverse taxe care îngreunează comerțul reciproc. Pe când Federația Rusă a încălcat brutal acest principiu al liberului schimb și în permanență a introdus embargouri economice împotriva Republicii Moldova cu toate consecințele. Rusia dintotdeauna a vorbit despre necesitatea ca Republica Moldova să se conducă în relația cu ea, cu Federația Rusă, de principiul relațiilor strategice. Care e relații strategice în condiția că când tu ne vinzi nou gaz cel mai scump din Europa? Acum vorbesc de perioada până la declanșarea crizei energetice. Dar chiar și în timpul lui Voronin. Păi da, în timpul lui Voronin, în timpul lui Dodon. Dodonul ieșea de la Moscova. Iar prețul pentru gaz era cel mai scump dintre toate țările europene. Aceasta se numește relație strategică? Dar ce înseamnă să vinzi gaz fără nicio plată către Transnistria? Nu să vinzi, să furnizezi gaz Transnistriei în așa fel, menținând din punct de vedere economic regimul separatist și menținând starea de dezagregare teritorială a Republicii Moldova. E o chestie ieșită din comun. CSI-ul în formula în care există, desigur, este un mare dezavantaj pentru țara noastră, pentru statul nostru. Și atunci când domnul Dodon vorbește că fără CSI noi nu vom supraviețui, desigur că el păcătuiește împotriva adevărului, el se conduce de interesele lui personale. El, care nu a fost acceptat în calitate de președinte nici într-o țară, în afară de Rusia, desigur că este axat pe necesitatea de a menține relații. Și Rusia se asociază cu Ceaica. Desigur, da, asta e colacul de salvare. Problema noastră, de ce noi acum nu ieșim din CSI și, apropo, ambasadorul Uniunii Europene a spus despre acest lucru. Nu, e o urgență. Chiar dacă va veni timpul când veți fi nevoiți să luați în calcul divergențele și deosebirile care există în două sisteme vamale, cel din CSI și cel din Uniunea Europeană. Va trebui să alegeți. Nu puteți concomitent să fiți în două sisteme diferite. Dar el spune, nu este o urgență. Adică el combate teza lui Dodon că chipurile Occidentul ne presează să ieșim din CSI. Nu, Occidentul spune, nu. Puteți să stați acolo, în timpul viitor vom discuta această problemă. Deci, dar de ce ar trebui noi să ieșim din CSI? Și aici iarăși ne întoarcem la tezele pe care le-am discutat anterior. Fiindcă CSI-ul este un sistem sovietic. CSI-ul ne menține în zona de influență a Rusiei, iar Rusia dorește să restabilească Uniunea Sovietică în formula Rusiei istorice. Deci ea are pretenții teritoriale, inclusiv asupra teritoriului nostru. Eu îl înțeleg pe ambasadorul Uniunii Europene. Pentru dânsul este important ca chestiile tehnice între sistemul vamal din Uniunea Europeană, sistemul vamal între CSI să fie respectate sau să fie cumva ajustate. Noi însă, când ne gândim la CSI, depășim chestiile tehnice între două sisteme. Noi ne gândim inclusiv și la momentele legate de interiorul societății noastre. Cum CSI-ul influențează mentalul colectiv, care de fapt conservează sovietismul, care nu ne permite să ne dezvoltăm și să devenim un stat și o societate europeană în adevăratul sens acestui cuvânt. Eu vreau să revin la întrebarea care am pus-o anterior. Până la urmă, da, așa cum a spus și domnul ambasador, nu vă grăbiți, dar de ce n-ar trebui să ne grăbim să ieșim? Care sunt, eu știu, temerile sau îngrijorările care până la urmă ne fac să stăm în această organizație, să nu părăsim această structură? Principala îngrijorare se referă la reacția Federației Rusă, trebuie să o spunem pe șleau. Din punct de vedere practic, principala pierdere ar fi ca cetățenilor moldoveni să se le impună regimul de viză. Va fi o consecință, s-ar putea să fie o consecință directă, dacă noi ieșim din CSI, că cetățenii noștri care circulă sau care vor circula în Federația Rusă și nu au cetățenie rusească, dar mulți de fapt o au, care nu au, vor trebui să treacă prin acest filtru al regimului de viză. În momentul dat, asta este principalul
impediment și argument să rămânem și reacții cu impact. În rest, energetic... Nu cumpărăm la CSI, dar cumpărăm de la Federația. Dar, de fapt, mare problemă CSI-ului, că niciodată n-a fost o organizație funcțională. CSI, mai degrabă, este o zonă gri, o structură. Ea n-a fost organizație care să funcționeze. Această instituție nu a fost instituționalizată. De ce? Pentru că Federația Rusă vede această instituție, această structură, mai exact, drept un instrument de influență geopolitică în spațiul post-sovietic. Faptul că nu este o organizație funcțională a recunoscut-o, dacă nu direct, indirect, și Federația Rusă. Ea a încercat cumva în permanență să restructureze această instituție. Fie că s-a mers pe calea unii vamale, Rusia, Ucraina, Belarus, Kazahstan, fie că Uniunea Euroasiatică. Însă principala barieră ca să devină o instituție funcțională este Federația Rusă. Federația Rusă se vede, unu, ceva superior în CSI, nu după modelul Uniunii Europene, și în al doilea rând, Federația Rusă abordează relațiile cu statele din spațiul CSI, nu la nivel multilateral, dar la nivel bilateral. Același Lukashenko până în 2020, nu în singură dată a criticat Federația Rusă despre această abordare. De aceea să vorbim despre CSI că ar putea să devină o organizație funcțională. Nu. CSI este o zonă gri, iar președintele sau ex-președintele Dodon trișează. Nu, noi deja, fără Federația Rusă, de mult rezistăm economic. Este suficient să ne uităm la statistici. Problema este că, din păcate, încă anumite segmente ale economiei noastre sau din economie, sub o anumită formă sau alta, sunt legați de piața rusească. Și ne referăm aici la produsele agroalimentare, mierele, și anume în această ramură se ocupă mulți cetățeni, mai ales din zona rurală a societății noastre. Asta și este important, că să facem diferență dintre CSI și Federația Rusă. Și nimeni nu zice că noi trebuie să rupim relațiile cu Federația Rusă, dimpotrivă trebuie să dezvoltate. În același context am putea să ne referim la declarațiile domnului ministru al afacerilor externe și integrării europene, domnul Popescu, care a făcut un comentariu pe seama acestui subiect, unui post de televiziune privată Republica Moldova, propun să-l vizionăm și să revenim cu alte discuții. Republica Moldova va adera la Uniunea Europeană și este în proces de aderare la Uniunea Europeană. Absolut orice aranjament, orice plan de politică internă, de politică externă, este subordonat obiectivului de aderare la Uniunea Europeană, care este obiectivul nostru primordial. Și iată, prin această prismă, absolut toate restul organizațiilor, tratatelor internaționale, acordurilor, vor fi trecute și sunt trecute prin prisma compatibilității noastre cu Uniunea Europeană. Referitor la CSI, dumneavoastră ați remarcat foarte bine și în spațiu public, într-adevăr, domnul președinte al Parlamentului, domnul Grosu, a spus anumite lucruri, domnul ministru economiei, Dumitru Alaib, a spus alte lucruri. Aceste semnale denotă o discuție internă care are loc referitor la viitorul Republicii Moldova, nu doar prin prisma, iată, acestei organizații regionale, dar per ansamblu, această discuție încă nu a fost finalizată, ori decizia finală de participare sau retragere dintr-o organizație internațională ține de Parlament. La modul practic, Republica Moldova nici economic, nici politic nu mai face parte din acest spațiu. Semnalele politice denotă existența unei discuții mai largi. În momentul în care se va ajunge la o concluzie unificată, urmează să se ia această decizie în Parlament. La modul practic, eu sunt de acord cu dumneavoastră, eu beneficii nu văd. Am înțeles, de fapt, mai bine zis, domnul ministru a confirmat ceea ce am discutat și noi. Noi suntem parte a acestei organizații, dar de fapt... Formal. Suntem, dar practic noi nu suntem parte în această organizație. Dar este important un element. Iată, zilele acestea, pe data de 13-15 decembrie, a avut loc la Moscova adunarea interparlamentară a CSI-ului. Acolo au fost reprezentația Parlamentului nostru, adică opoziția. În speță, deputata Regina Apostolova. Ea a chiar avut o comentare acolo la această ședință a adunării sau asambleei interparlamentare. Parlamentul nostru nu a fost reprezentat oficial acolo, dar au fost prezenți unei deputații. Interesant despre ce a vorbit Regina Apostolova. Iarăși, aceeași teză,
Occidentul ne impune ieșirea din CSE. Numai ce am vorbit că nu este așa. Occidentul este dușmanul, numărul unu. Iar noi trebuie să rămânem în CSI, fiindcă CSI-ul ne aduce toate beneficiile. Care beneficii? 70% din comerțul nostru este îndreptat spre Occident, spre Uniunea Europeană. Deci, majoritatea piețelor, deci, acum sunt închise din cauza războiilor. Noi nu putem să ajungem fizic încolo cu mărfurile noastre. Dar nivelul de trai în Occident, în Federația Rusă, în CSI, este diferit. Simbolic, imagine, când Putin inspectează podul de la Kerch după reparație și iese într-un Mercedes. Într-un Mercedes, merge la volanul unui Mercedes. Asta vorbește foarte bine. Dar încă un moment la care vreau să mă refer. Regina Apostolova, care este deputat a Republicii Moldova și care este pedagog de profesie, în loc să vorbească la această asamblee, apropo, este o doamnă, despre copiii ucraineni care sunt uciși cu sutele din bombardamentele ruse, despre copiii ucrainei care trăiesc calvarul înghețării din cauza că ei bombardează infrastructura energetică, foametei, marilor lipsuri prin care trece toată societatea ucraineană. Acum vorbesc doar despre copii. Niciun cuvânt el nu spune despre aceasta la această adunare interparlamentară, unde problemele stringente ale acestui spațiu ar trebui să fie discutate. De ce, doamna Apostolova, de ce vă cântați osanale lui Ilan Șor, care de fapt este condamnat pentru marea hoție, și nu vorbiți despre problemele majore umanitare? O doamnă, un pedagog, un deputat, cum prezintă ea Republica Moldova la acest nivel internațional? Doar aceste fapte ar trebui să spună că CSI-ul nu este o organizație unde se discute adevăratele interesele ale oamenilor. Este o organizație prin care se promovează interesele imperialiste ale Moscovei. Da, doamna Apostolova, în loc să pună problemele altfel, vorbind despre importanța de a ajunge la un negocieri de pace, să se retragă Federația Rusă din această structură, a vorbit despre alte subiecte care, de fapt, nu reprezintă interesul Republicii Moldova, iar dumneavoastră, spunând despre copiii care mor în fiecare zi, de fapt, ați anticipat subiectul numărul 2, și anume de la faptul că Republica Moldova, potrivit unor surse de informație, se va confrunta în viitorul apropiat cu un nou val de refugiați din cauza bombardamentelor Federației Rusă asupra infrastructurii critice din Ucraina. Iată, vinerea, iarăși, infrastructura critică din Ucraina a fost supusă unor bombardamente. Asta eu fac periodic, din păcate, și țin cont de faptul că astăzi este marcată Ziua Internațională a Migranților. Cred că este o ocazie potrivită să discutăm despre problema refugiaților, despre problema oamenilor care sunt nevoiți să plece din casele lor, să părăsească țara lor din cauza acestor bombardamente la care este supusă Ucraina practic în fiecare săptămână. Dacă să vorbim despre riscuri, cum credeți, vom avea un nou val de refugiați despre Ucraina, Republica Moldova? Aceste știri au venit în linie mari pe filiera surselor de informare, sau mai exact spus, de dezinformare, media online, în limba rusă. Ideea era, desigur, sau aceste știri erau tratate în sens negativ, și anume că, din cauza la problemele sociale, economice, vom avea un val masiv de migranți sau de refugiați, mai exact, din regiunea Odessa care, și din Ucraina, care, ca și impact, va fi mult peste ceea ce am avut noi în primele luni ale războiului. E clar caracterul tendențios al acestor știri și este clar cum din start se încearcă de a pune într-o lumină negativă, refugiații sau eventuali refugiați din Ucraina. Noi încă nu avem valori masive de refugiați, dar vedem cum propaganda pe filiera sau propaganda rusească pe filierele locale încearcă să creeze această atitudine de adversiune, chiar de cineva de violență față de refugiații din Ucraina. Nu că neapărat ei se așteaptă la acești refugiați, dar în mod special cumva încearcă să distragă, să atenueze situația gravă pe care o provoacă ucrainenilor prin aceste bombardamente masive a infrastructurii critice din statul ucrainean. Da,
referitor la ce ați spus, pe teritoriul Republicii Moldova sunt acum practic circa 80.000 de cetățeni ucraineni, dintre care jumătate sunt copii. La eventualitatea unor noi riscuri de avaluri de refugiați s-a referit și doamna ministră a afacerilor interne, Ana Revencu, care a venit cu un comentariu asupra acestei probleme și cum statul gestionează problema refugiaților. Propun să vizionăm un material, după care revenim în platou cu discuții. Războiul hibrid a pus stăpânire pe Republica Moldova, iar riscul ca în viitorul apropiat să ne ciocnim cu un nou val de refugiați este tot mai real. Declarațiile aparțin ministrului afacerilor interne, Ana Revencu, care menționează că în prezent sunt depuse toate eforturile pentru a consolida centura de siguranță. Înțelegem cu toții că odată cu scăderea temperaturilor și atacurile masive pe care le face Rusia asupra infrastructurii energetice din Ucraina, sunt doar câteva motive care poate declanșa, determina familii întregi să caute un spațiu mai sigur. Iată, exact așa aplică Rusia această armă, șantajul energetic, și folosește și alte elemente pentru a determina lumea să trăiască departe de casă. Această casă va fi găsită, dacă va fi necesar, aici în Republica Moldova. Suntem determinați și în continuare și vom oferi tot suportul necesar tuturor ucrainii care vor alege să vină aici în Republica Moldova. Am făcut-o din 24 februarie, suntem gata la datorie și în continuare. Cât despre cheltuielile care au fost făcute pentru gestionarea crizei refugiaților, potrivit Ministerului Finanțelor, până la data de 13 decembrie curent au fost acumulate donații în sumă de peste 244 de milioane de lei, dintre care pentru transportarea refugiaților au fost alocate 2.385.100 de lei, pentru întreținerea centrelor de plasament și adăpost temporar a refugiaților 77.879.640 de lei, iar pentru deblocarea rezervelor materiale din rezerva de stat și acordarea ajutorului umanitar Ucrainei, 44.606.082 lei. Precizăm că de la începutul invaziei forțelor rusești asupra Ucrainei, peste 645.000 de persoane au intrat în Republica Moldova, dintre care aproape 81.000 de cetățeni ucraineni au rămas pe teritoriul țării noastre. Trebuie să menționăm acest fapt, că poporul Republicii Moldova a demonstrat acest sentiment major de empatie atunci când primul val de migranți din Ucraina au venit în Republica Moldova. Și eu sunt ferm convins că acest sentiment a rămas în picioare și noi vom continua și mai departe să ajutăm migranții din Ucraina, chiar dacă ei va veni încă un val datorită acelor bombardamente barbare la care este supusă Ucraina de către Federația Rusă. Dar pentru societatea moldovenească trebuie să fie înțeleasă foarte bine un lucru. Nu migranții sunt acei care aduc destabilizarea în Republica Moldova. Destabilizarea o aduce Federația Rusă. Politica lui Putin, care supune acestor bombardamente barbare Ucraina. Și noi vom face tot posibilul ca să rămânem solidari cu poporul ucrainean, fiindcă, de fapt, astăzi poporul ucrainean, prin eroismul său, apare Republica Moldova și noi trebuie să fim recunoscători Republicii Moldova. Iar toți acei care încearcă să pună sub semnul întrebării această atitudine a noastră față de Ucraina sunt nimic altceva decât dușmani ai Republicii Moldova, oameni care încearcă să submineze ceea ce înseamnă solidaritatea noastră antirăzboi cu Ucraina. De fapt, această solidaritate a deranjat. A deranjat propaganda rusă sau Federația Rusă. Ne aducem aminte prin zilele de război de aici la noi. Cum toți când eram șocați, a mers sincer în a ajuta acei ucraineni veniți care fugeau de război. Ca ulterior, am văzut cum propaganda rusă, prin propagandiștii săi, inclusiv din Parlamentul Republicii Moldova, a încercat să creeze această imagine negativă față de refugiații ucraineni. Că creează probleme, că sunt surse de destabilizare, că statul mai mult se gândește la ei. Dar... Și apropo, nu se referă doar la Republica Moldova, în aceeași Germanie. Foarte multe materiale care, de fapt, denaturau realitatea. Se dorea unea să ajungă la anumite celule extremiste.
Această solidaritate europeană față de a susține Ucraina sau față de ucraineni și contra Rusiei deranjează pe strategii ideologici propagandiști la Moscova și încearcă prin aceste dezinformări să rupă această solidaritate. Da, eu vreau să spun tot în aceeași albă de idei că felul în care Republica Moldova, cetățenii săi, au știut să gestioneze această criză arată că am trecut un test de stat civilizat. Adică dacă tot vorbim despre ce să ieșe Uniunea Europeană, iată, noi terminăm, s-am abordat un subiect, subiectul tema războiului. Mi-aduc aminte anul trecut, la sfârșit de an, se vorbea foarte mult despre acest război, erau tot felul de previziuni, va fi război, nu va fi război. Dacă am face niște previziuni pentru anul viitor, domnul Țăranu, ce credeți, ce se va întâmpla? Cum va evolua războiul și, în general, la ce să ne așteptăm? Din păcate, nu am previziuni foarte optimiste în privința desfășurării războiului din Ucraina. Eu cred că el încă va continua luni bune, acest război, deteriorând ce mai departe deci situația din zonă, inclusiv situația din Republica Moldova. Dar eu sunt convins că în 2023 Republica Moldova va face încă un pas major pe calea integrării europene și desprinderii de ceea ce se numește post-sovietismul sau sovietismul, și în așa fel noi ne vom apropia și mai mult de civilizația europeană, care de fapt este viitorul nostru. Domnul Tăbrâns, dumneavoastră, cum credeți, cum vor evolua situația în lume? Evident, ne vine foarte greu să spunem se va termina războiul, nu se va termina sau cum se va termina, dar aveți tot anumite sentimente așa mai sumbre pe care le-a expus domnul Țăranu? Da, din păcate da, pentru că acest război a fost pierdut de către Putin, el nu realizează acest lucru, nu vrea să recunoască acest lucru, și anume Putin este sursa principală a acestui război. Dacă nu se va întâmpla ceva extraordinar la Kremlin, o schimbare de conducere, de lider, atunci războiul încă va continua. Referitor la Republica Moldova, este foarte important noi să ne menținem în area stabilității, în a progresa pe calea reformelor, aprofundarea dialogului cu Uniunea Europeană cât este posibil. Actuala guvernare va trebui să treacă în toamnă pentru un test serios, și anume alegeri locale, iar alegeri locale vor fi ca un fel de pistă de lansare pentru alegerile prezidențiale, dar și pentru ultimii ani de mandat ai actualului Parlament. Da, avem previziuni mai sumbre, mai pesimiste, mai optimiste, dar având în vedere că se apropie anul nou, noi vă urăm sărbători frumoase, un an nou fericit, la revedere!